poate pentru el. Vă salut cu pacea Domnului Iisus Hristos și vă spun un bun venit acasă, la Iacov Israel, aici unde cuvântul lui Dumnezeu pornește către casele dumneavoastră. Este o bucurie imensă că putem să slujim și noi pe Mântuitorul nostru. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a chemat din lumea aceasta să facem parte din poporul lui și să strigăm într-o lume plină de întuneric, să strigăm lumina Evangheliei peste acei care doresc mântuirea. Mă bucur că și în această seară avem ocazie să vorbim din Sfânta Scriptură. Și aș vrea să vă spun, tot ceea ce vom vorbi aici, la Iacov Israel, va fi bazat pe Sfânta Scriptură. Nu vom merge pe datini, pe obiceiuri, exclus cuvântul lui Dumnezeu pur. Pentru că această lumină îți va arăta drumul către casă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nu obosim. Și Dumnezeu l-a trimis și pe fratele Valeriu să ne ajute să predicăm împreună cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe acest frate minunat, un om curat la suflet, care pune mai sus decât el și familia lui, pune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe el. Și să facă Domnul ca la sfârșit de cale, când totul se va termina, toți acei care ați intrat pe această pagină, pe acest canal, să fiți roade în grânarul ceresc, în împărăția lui Dumnezeu. Am rugat pe Domnul să-mi spună mesajul, iar Domnul nu s-a lăsat. Așteptați și cuvântul a venit repede. Mesajul din această seară se numește: ai vrea să stai la masă cu împăratul? O întrebare. Ai vrea să stai la masă cu împăratul? Înainte să intru un mesaj, vreau să vă mulțumesc acelora care vă ocupați cu distribuirea pe cont. Dumnezeu să vă binecuvânteze că luați din timpul dumneavoastră și sunteți administratori curați ai lui Dumnezeu. Filtrați toate lucrurile care nu sunt bune și le dați la o parte și opriți ce este bun. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mergeți mai departe cu puterea pe care v-a dat-o Dumnezeu și să facem ca acest cont, acest grup să câștige multe suflete pentru împărăție. De asemenea, vreau să mulțumesc fraților care n-au obosit în a ne sprijini
pentru lucrarea aceasta. Mă refer la aparatura aceasta, Benny. Îți mulțumesc din suflet, Dumnezeu să te binecuvânteze, Benny. Mi-aș dori în împărăția lui Dumnezeu să stau lângă tine, să ne povestim lucrările pe care le-am făcut pe pământul acesta. Ai vrea să stai la masă cu împăratul? Este foarte cald aici. Vă invit să deschidem Scriptura, să punem o bază solidă. Cartea 2 Samuel, capitolul 9. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul, numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: tu ești Țiba? Și el a răspuns: robul tău, da. Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare. Citesc de la 2 Samuel, capitolul 9, versetul 1 până la 13. Versetul 4. Împăratul a zis: unde este? Și Țiba a răspuns împăratului: este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis: Mefiboset! Și el a răspuns: iată robul tău. David a zis: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis: cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și i-a zis: dă-o fiului stăpânului tău tot ce este, tot ce era a lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi rodurile ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului: robul tău va face tot ce a poruncit împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele. Ai vrea să stai la masă cu împăratul? Înainte să intru în mesaj, dați-mi voie să lărgesc, să fac cunoscut și pentru cei care nu sunt familiarizați cu Scriptura.
Iubiții mei frați, David, omul lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu, Dumnezeu l-a trimis pe Samuel să lungă împărat. Iar omul acesta, Samuel, omul lui Dumnezeu, a venit la Ișai. Dar s-a întâmplat că mezinul familiei, David, era cu oile la păscut. Era cel mai mic. El știa să păstorească, să pască oile. După ce privește Samuel, privește pe toți frații lui David. Greșește, negreșit acesta este. S-a uitat la înfățișare, dar Domnul i-a spus, nu este acesta. Și după ce i-a privit pe toți șapte, întreabă pe Ișai, nu este niciunul, dar nu mai e niciunul. Și Ișai spune, mamun, cel mai mic, oile l-a păscut și chemați-l. Și l-au chemat pe David, un tinerel cu păr bălai, îmbrăcăminte de păstor, a venit. Iar omul lui Dumnezeu nu s-a apucat să mănânce până nu a venit tinerelul acesta. Iar când a venit, l-a uns, a turnat un de lemn pe capul lui și l-a uns împărat al lui Israel, în numele Domnului Iisus. Aș vrea să vă spun că acest tinerel, Dumnezeu avea un plan mare cu el. Amintiți-vă că ori de câte ori un leu venea să ia o oaie, băiețelul acesta cu praștia lui se lua după el dacă leul nu-i dădea drumul. Îl apuca de falcă și îl omora. Dacă se întâmpla să vină un urs, la fel proceda. Nu că ar fi avut el o putere imensă, ci îngerii lui Dumnezeu excelau în jurul tinerelului acestuia. Avea o comuniune puternică cu Dumnezeu. Acesta era David. Și David este uns. Măcar că Saul nu este de acord. Dar se întâmplă ceva. Unul din băieții lui Saul, Ionatan, și-l face prieten pe acest tinerel care știa să compună psalmi și să cânte cu harfa. Și-l face prieten. Iubiții mei frați, da, aceasta este adevărata prietenie. Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că David l-a iubit mult pe Ionatan. Și Ionatan la fel, l-a iubit mult pe David. Mai presus decât dragostea femeiască, mai presus. Când s-a spus că dacă Saul și Ionatan, când a ajuns știrea aceasta în popor că Saul și Ionatan au murit, a fost plâns mare în popor atunci, iar David a compus pe loc o cântare, cântarea treptelor. Jalea ta, Israele, care zace ucisă pe dealurile tale, cum au căzut vitejii. Și vă spun ceva, David a poruncit ca această cântare să se învețe pe de rost și să fie cântată. Presupun că băiatul acesta își aducea mereu aminte de prietenul lui. Și ori de câte ori își aducea aminte, cântau cântarea aceasta treptelor. Așa se face că într-o zi, în timp ce stătea în patul lui, David se gândește la prietenul lui, Ionatan, care măcar că
era tânăr. Încheiase viața. Și cum? În momentul acela, omul lui Dumnezeu, David, spune, mai este cineva din neamul lui Saul, că vreau să mă pur cu bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu cu el, din pricina lui Ionatan. Și a dat poruncă robilor să-i merge și căutați. Vreau să mă port frumos cu el. Robii lui David au plecat și au adus pe cineva, pe un om numit Țiba. Iar când a venit Țiba, Țiba îi face cunoscut lui David că există chiar un fiu al lui Ionatan. Ce bucurie pe David să-l cunoască de aproape. I se făcuse dur de Ionatan. Mă doare după tine, frate Ionatane. Merge și aduceți-l repede, să nu-i se întâmple ceva, aș vrea să-l văd. Știți că fiecare dintre noi, care avem un tată pe pământul acesta, avem trăsăturile tatălui nostru. Unii semănăm perfect cu tatăl nostru. Unii am împrumutat gesturile părinților noștri. Și David a vrut să-l vadă pe acest tinere, să vadă în el, să-l vadă pe Ionatan. Vreau să mă port cu bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu, cu acest fiu al lui Ionatan. Și l-au adus. Și a ajuns Mefiboset la David. Dar băiețelul acesta avusese o problemă. Când tatăl lui a murit și bunicul lui a murit, Doica, care avea grijă de el, în fugă, repede, l-a scăpat jos și probabil i-a rupt picioarele. Și l-au lăsat așa și picioarele au rămas strâmbe, frânte. Și băiatul acesta, probabil o loc cum era, nu putea să meargă cum trebuie. Când l-a văzut David, spune că Mefiboset s-a aruncat cu fața la pământ, iar David a strigat tare, Mefiboset! Mefiboset! Cine sunt eu, domnul meu împărate, să te porți cu mine? Eu sunt un câine mor, spune. Tu nu ești. Tu ești băiatul lui Ionatan. Ești totul pentru mine. Și îl cheamă pe Țiba aproape și spune, Țiba, de astăzi dau înapoi tot ce a avut Saul și Ionatan și toată casa lor. Dau înapoi lui Mefiboset. Și tu cu fiii tăi, 15 la număr, și cu încă 20 de robi, ocupați-vă de pământ, ca omul acesta să nu ducă lipsă de nimic. Iar de aici înainte, Mefiboset va sta la masa mea. Măcar atât să pot face pentru Ionatan. L-am iubit mult. Iubiții mei frați, măcar că Mefiboset nu putea să meargă, probabil să încurca acolo în scaune, la masa, nu era obișnuit el cu mâncarea la masa împăratului, dar împăratul l-a luat aproape de el, a stat lângă împărat și a avut ocazia să mănânce ce mânca împăratul. Știți cum este? Un om de rând, în comparație cu cineva mare, nu este nimic. Dar dacă este prieten cu omul acela, devine cunoscut și devine mare și el. Zero al lui Mefiboset lângă împăratul David era cel mai puternic. Chiar dacă era o log, mâncarea împăratului era pusă în farfuria lui.
stătea lângă împărat. Avea ocazie să observe toate trăirile împăratului. Cum binecuvântează mâncarea. Da. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Mefiboset era la masa împăratului ca unul din fiii împăratului. Nu mai deosebeai. Da? Stătea la masa împăratului. Îmi imaginez că băiatul acesta, din cauza picioarelor, da, nu putea să miște bine, îi mai cădea pe jos. Frimituri. Nu era educat să mănânce frumos, da. Dar lângă împărat. Nimeni nu avea nimic de comentat, pentru că era prietenul împăratului. Era ca și unul din fiii lui. Iubiții mei frați, pe unii dintre noi Dumnezeu ne-a chemat la masa lui. Și vom vedea pe final ce s-a întâmplat cu noi. Spune că Mefiboset locuia la Ierusalim și totdeauna mânca la masa împăratului. Da. Aș vrea să merg puțin mai departe și să citesc în 2 Samuel, capitolul 16, cu 1 la 4, să vedem ce s-a întâmplat cu acest om pe care împăratul i-a dat o cinste mare. Când trecuse David puțin de vârf, iată că Țiba, slujitorul lui Mefiboset, a venit înaintea lui cu 2 măgari înșelați, pe care erau 200 de pâini, 100 de turte de stafide, 100 de roade de vară și un burduf cu vin. Aș vrea să vă spun să prindem evenimentele cum au fost. S-a întâmplat ca Absalom să-și dorească tronul, iar pe tatăl, pe David, să-l omoare. Iar David a decis să plece împreună cu vitejii și cei care îl iubeau pe acest om al lui Dumnezeu, David. Și David părăsește Ierusalimul. Iar toți care l-au iubit și au fost prieteni și vitei și toți au pornit cu el. Iar toți care nu l-au vrut pe David au rămas cu Absalom. S-a întâmplat ceva. Spune că Țiba a luat repede 2 măgari, i-a pus șaua pe ei, a pus 200 de pâini, burdufuri cu vin, da? Turte de stafide, roade de vară și multe, multe, închipui cum au rătau măgarii aceia cu samarele acelea mari și a pornit. A văzut că împăratul pleacă de teamă să nu fie omorât și omul acesta, Țiba, merge la împărat. Iar împăratul, cum îl vede împăratul? După ce îl întreabă ce faci cu astea, ce vrei să faci, pentru cine sunt? Da, sunt pentru tine, împărate, pentru... Împăratul îl întreabă. Dar unde este Mefiboset? Unde este? Și Țiba a răspuns. Iată, a rămas la Ierusalim, căci a zis, astăzi casa lui Israel îmi va da înapoi împărăția tatălui meu. Priviți la Mefiboset. Da. Unde este Țiba Mefiboset? Omul acela care mânca lângă mine, care îi cădea din farfurie pe fața de masă și nimeni nu îndrăznea să zică nimic. Omul acela care făcea frimituri de pâine pe jos și nimeni nu spunea nimic. Omul acela care era pus lângă mine și mânca mâncarea pe care a mâncat-o eu. Unde este?
Și Țiba spune, împărate, a rămas la Ierusalim și a spus că astăzi casa lui Israel va da înapoi împărăția tatălui meu. La ce-ți mai trebuie ție împărăție, Țiba? Cu ce l-ai ajutat tu, Țiba, pe David? Tu care nu puteai face nimic. Nimic. David nu putea să folosească de omul acesta. Pentru că fără picioare nu faci nimic. Și totuși David l-a ținut lângă el. Împăratul a zis atunci, Țiba, tot ce este al lui Mefiboset este al tău. Și a plecat mai departe. În 2 Samuel, capitolul 19, cu versetul 24, spune că Mefiboset, fiul lui Saul, acum se întoarce David, victorios, vitejii lui David, în pădurea lui Efraim. Câștigaseră războiul cu oamenii lui Absalom. Și însăși Absalom, fiul lui David, fusese omorât de Ioab. În momentele acelea când se întoarce înapoi acasă, David, priviți la Mefiboset. Spune că Mefiboset, fiul lui Saul, s-a pogorât și el înaintea împăratului. Nu și-a mai îngrijit barba, picioarele a lăsat nespălate, murdare, da? Îmbrăcămintea murdară, părul mare și a vrut să dea o impresie de, da, împărate, n-am mai mâncat, da? Am purtat, nici de spălat nu dă focul tău, împărate. Și David l-a citit și spune David, pentru ce n-ai venit cu mine, Mefiboset? Pentru ce? David nu ocolește. David îi spune direct. Pentru ce n-ai venit cu mine? Încearcă, Mefiboset, să caute niște scuze. Împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat. Când am vrut să pregătesc măgarul, să pun șaua pe el, n-am mai pus-o și... Până la urmă David îi spune, ce mai vorbește atâta? Versetul 29. Am spus, tu și Țiba veți împărți pământurile. Ce tot mai vorbește atât? Am văzut cine ești. Când a fost bine, Mefiboset, ai stat la masă cu mine. Ai mâncat din farfuria mea. Iar acum, când am avut probleme, te-ai întors cu spatele și m-ai lăsat singur, măcar că nu aveam nevoie de ajutorul tău, măcar m-ai lăsat singur. Acum iarăși te întorci. David făcuse un jurământ că nu-l va omorî. Și nu l-a omorât. Numai că din momentul acela, Biblia nu ne mai spune că l-a mai luat la masă. Și David a dat sentința. Pământul nu mai este al tău. Din momentul acesta, împărțiți pământul. Țiba, jumate, tu jumate. Și Mefiboset a spus, e bine și așa, e bine și așa. Iubiții mei frați, vreau să vă spun că sunt mulți mefiboșeți care vin la masă, în casele noastre, care li se acordă cea mai mare atenție. Se dau scaune, farfuria cea mai frumoasă, tacâmul cel mai frumos, mâncarea cea mai aleasă. Mănâncă la dreapta ta. Iar la final, Mefiboset se întoarce împotriva ta. Sunt acei oameni care își cunosc casa pe din afară, care ai ținut în casa ta,
care cunosc câte camere ai, pentru că au dormit în toate camerele tale. Bucătăria ta a fost cândva bucătăria lor. Baia ta, tot. Mefiboset, când ai probleme și cauți să ieși din ele, observi că Mefiboset se întoarce, nu vrea să meargă cu tine, ci să pune împotriva ta. Ai vrea să stai la masă cu împăratul. Mi-aduc aminte că în 1 Împărați, capitolul 2 cu versetul 7, David avea o problemă cu statul la masă. Și înainte să moară omul acesta, îi spune lui Solomon, Solomon, Barzilai mi-a făcut mult bine, mult bine. Când fugeam de fratele tău Absalom, mi-a făcut mult bine Barzilai. Ne-a dat să mâncăm. Te rog, Solomon, să nu uiți, fiul lui Barzilai să fie la masa ta. La masă. Este frumos să ai oaspeți la masă. Este frumos să dai din pâinea ta celui flământ. Dar rar mai găsești oameni care să nu-și întoarcă călcăiul împotriva ta. Mi-aduc aminte în Marcu, spune, o istorioară în care Domnul Iisus Hristos merge în casa lui Simon din Betania și spune că acolo a mers la masă, a fost invitat la masă Mântuitorul. Și la masă acolo cum era, a venit o femeie. Și femeia aceasta a venit cu un vas de nard. A spart vasul acela și a început să-l ungă pe Mântuitor. La masă era. Deodată s-a făcut simțită prezența mirosului aceluia și oamenii s-au oprit din mestecatul mâncării, pentru că parfumul acela invadase casa. Iubiții mei, frați, la masă. Sunt mulți care vin înaintea lui Dumnezeu plin de parfum pe ei. Dar femeia aceasta și-a spus în inima ei, eu nu sunt vrednică pentru parfumul acesta scump. Eu vreau să-l dau celui care este viața, Mântuitorului meu. Și a mers și a spart sticluța aceea de nard, foarte scump, măcar că era o femeie săracă. Unii vin la adunare, îmbrăcați frumos pe exterior, împodobiți, parfumuri, dar interiorul e putred, miroase greu. Unii le place să dea bine la cameră, pe din afară. Își fac fel și fel de creme pe față și pe... Da, să arate bine, să lucească pielea, să... Iubiții mei, frați, cunosc pe cineva care n-a avut nevoie de cremă și lucea pielea lui. Moise a urcat pe munte și a stat cu Dumnezeu, iar când s-a întors, omul lui Dumnezeu nu știa că pielea feței lui strălucea. Dar a observat frații la noi. Știe persoana care își dă, ceilalți nu observă. La masa aceasta, această femeie a venit cu sticluța
și a turnat nardul peste Mântuitor. Aș vrea să merg mai departe. Matei, capitolul 22. Spune că Mântuitorul a spus o pildă. Și povestește el că un fiu de împărat avea nunta. Și s-au pregătit, au tăiat vitele cele mai grase, cele mai frumoase la nunta aceasta. Era o nuntă de poveste. Și a mers robii acestui împărat și a anunțat prieteni. Iar toți care au fost anunțați au refuzat invitația. Și atunci împăratul a spus, mergeți la drumuri și la garduri și aduceți-i pe toți să fie casa plină. Mergeți. Și au pornit robii și spune că au adunat pe buni și răi și i-au adus în casa aceea, la ospățul mirelui. Iubiții mei frații, când era ospățul întoi, spune că mirele a ieșit afară să-și vadă oaspeții. În timp ce se uita la oaspeții, a observat că cineva nu avea haina de nuntă. Și l-a întrebat, prietene, cum ai intrat aici? Cum ai intrat la masa aceasta? Toți au haine de nuntă. Și tu ți-ai permis să vii cu haina ta. Cum ai intrat? Și spune că omul acela a amuțit. În momentul acela a amuțit. Și mirele a spus, legați-l și dați-l afară unde este întuneric. Iubiții mei frații, ați vrea să mergeți, să stați la masă cu Iisus Hristos în împărăție? Avem nevoie de haină. Cu haina noastră noi nu putem avea acces acolo. Este nevoie de haina neprihănirii Domnului Iisus Hristos, pe care se pare că acest om nu a vrut să o ia. Ai vrea să stai la masă cu împăratul? Vreau să spun ceva. Cât de bun este Dumnezeu! Ne-a trimis în dar această carte care este hrana noastră, cea de toate zilele. Și Dumnezeu te invită să te apropii și să guști, să mănânci din cuvântul lui Dumnezeu. Dar se pare că unii, la fel ca poporul Israel, când Domnul îi servea în pustie cu mană, unii s-au trezit și au început să spună, ni s-a scârbit de această hrană proastă. Unii, în loc să mănânce cuvântul lui Dumnezeu, vorbesc aici la figurat, în loc să mănânce cuvântul lui Dumnezeu, ei mănâncă altceva, lăsând la o parte. Și ar vrea să meargă să stea la masă cu Domnul în împărăția sa. Este târziu. Dumnezeu te cheamă în această seară să-ți faci o analiză. Prea mulți au luat Biblia doar de a ataca pe frații lor. Unii au despărțit-o în două și au spus, vechiul s-a dus, noi ne luăm după noul. Măcar că Biblia este întreagă. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Toată. O jumătate. Unii își permit să citească un text aici, unul aici, să citească printre rânduri.
Unii mănâncă cât o frimitură aici, una la final, și ar vrea să stea la masă cu Domnul. Aș vrea să știi, ca să stai la masă cu Mântuitorul tău, este nevoie mai întâi de toate să fi mâncat această carte, să fi studiat-o, să fi acceptat-o în viața ta. Pentru că doar așa îl vei cunoaște pe cel care a scris-o. Cum îți vei închipui că vei sta în împărăția lui Dumnezeu la masa aceea mare, înconjurat de sfinți, tu care toată viața ai dat cu piciorul cuvântului lui Dumnezeu și ți-ai luat cărți scrise de oameni, obicei și datui, și le-ai aplicat în viața ta? Cum îți vei închipui, omule? Cum îți închipui tu că îl cunoști pe Iisus Hristos? Sunt prea mulți în timpul nostru, în zilele noastre, care vorbesc despre Mercedes, dar ei umblă cu Loganul. Vorbesc despre Iisus, dar ei nu-L cunosc pe Iisus. Dacă L-ai cunoaște tu cu adevărat pe El, ai face ce a făcut El, ai trăi cum a trăit El, te-ai închina cum s-a închinat El, ai mânca ce a mâncat El și ai lucra cum a lucrat El. Călcați pe urmele mele, spunea Domnul Iisus Hristos. Iar mulți își permit să lase aceste cuvinte la o parte și au alți idoli pe pământul acesta. Unii numesc sfinți, părinți, oameni care au murit, care, da, ascultă mai bine de un om mort decât de cel care este viață. Iubitul meu frate, este timpul să te trezești, să deschizi ochii și să accepți cuvântul lui Dumnezeu în viața ta, exact așa cum scrie. Mi-aduc aminte de în Evanghelia lui Luca, la capitolul 22, se vorbește de cina cea de taină. Spune că în seara aceea Domnul a vrut să mănânce o ultimă cină împreună cu ucenicii săi. Ultima masă! Ultima! Aceasta va fi ultima. De-abia aștept să iau în împărăție iarăși cu voi. Este ultima. Dar la masă în seara aceea se afla și Mefiboset, Iuda. Nimeni nu știa că omul acela avea gânduri ascunse, cu toate că stătea la masă împreună cu Iisus Hristos. Iubiții mei frați, în seara aceasta rog pe Domnul să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Iar acolo unde am greșit, să facă Domnul să nu mai greșim. Și să rugăm pe Domnul să ne ia de mână, pentru că singur nu avem putere să ieșim din lumea aceasta. Să ne ia de mână și să mergem împreună cu El pe drumul care duce către casă. Ai vrea să stai la masă cu împăratul?
Nu este imposibil. Nu este imposibil. Depinde de tine. Domnul ne spune că numele noastre sunt scrise deja în cartea vieții. Sunt scrise. Avem pașaportul luat către împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu vei ajunge acolo, este din cauza ta. În seara aceasta rog pe Domnul să ne trimită Duhul Său peste noi, să ne cercetăm în lumina cuvântului Său. Iar dacă a mai rămas ceva care nu este mărturisit înaintea Domnului, vă rog în numele Domnului, mărturisiți-vă înaintea Lui. Pentru că El este bun, drept, ca să ierte tot, să fim curați pentru veșnicie. Îl rog pe Domnul, poate că unii n-au avut ce pune pe mesele lor, așa cum au alții care sunt mai înstăriți, care sunt mai cu vază. Nu te descuraja, nu plânge. Pentru că, la fel ca și Mefiboset, împăratul te va chema să stai lângă el. Împăratul nu se uită la aspectul tău. Că n-ai o mână, n-ai un picior, n-ai... Nu se uită. Nu-l interesează aspectul tău. Îl interesează inima ta dacă bate pentru el. Iubitul meu frate, estimată soră, te chem în numele Domnului Iisus Hristos să te pregătești, pentru că Domnul vine, iar masa aceea mare, pe străzile acelea de aur, pavate cu aur, este gata. Și aș vrea să spun ceva. Însuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne va servi pe noul pământ. Vrei să ajungi acolo? Aceasta este ghidul către împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este busola, acesta este dreptarul care te va face să ajungi acolo. Această carte, cartea cărților, ți-a fost trimisă în dar să te ajute să ajungi acasă. Poate că unii spuneți în inima dumneavoastră, nu e nicio problemă, chiar dacă sunt în altă biserică și eu vreau să merg la masă, să stau la masă în împărăție și... Iubitul meu frate, trezește-te, nu te îmbăta cu apă rece. Cei care vor ajunge să stea la masă cu sfinții în împărăția lui Dumnezeu sunt acei care au rămas la lege și la mărturie. Sunt aceia. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra, va ajunge acolo. Nu. Cel ce va asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți să ajungi tu să stai la masă cu Dumnezeu când Domnul spune să ții sabatul și tu ții miercurea sau marțea sau duminica și ai vrea să stai la masă cu Domnul? Să știți că ora mesei, când eram în armată, mai erau câte unii care poate nu vreau să mănânce, dar goarna aceea suna că e timpul mesei. Și toți care auzeam goarna aceea, da, mergeam la masă. Fac o paralelă. Auzi în seara aceasta mesajul. Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său și tu nu vrei. Tu nu vrei să iei aminte. Dar vrei să ajungi la masă. Nu se va mai putea, fratele meu.
Astăzi, dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima. Ferice de omul care îl crede pe cuvânt pe Dumnezeu. Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și pricepere și să facă din tine un toiac de cârmuire în casa ta, în care să-ți conduci familia pe drumul care duce către casă. Dumnezeu să fie cu noi, cu toți. Amin. În seara aceasta avem din nou cereri pentru rugăciune. Am să citesc pe toți acei care doresc să ne rugăm pentru ei. Sora Goma, Dorica pentru sănătate, Luba la fel pentru sănătate, Cristina pentru ca soțul să vină la Domnul, Biserica din Romanești, Dâmbovița, o mamă din Anglia pentru copiii ei, Dumnezeu să o binecuvânteze, un băiat și o fată, da? Corina, Marius, Ionuț și Rodica și Florin. Îi vom pune înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta, pe toți. Vă invit să plecăm capetele. Tatăl nostru care ești în ceruri, în aceste momente ne plecăm cu deplină recunoștință înaintea Ta să-ți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai pregătit o masă, iar invitați suntem toți, Doamne. Fă, Doamne, să ajungem și noi să stăm la masă cu Tine și cu Sfinții în împărăția Ta. Îți mulțumim, Doamne, de asemenea pentru cuvântul acesta care a fost rostit în seara aceasta. Doamne, dă-i putere a să ajungă în case și să descuie, să deschidă inimi, să se întoarcă multe suflete la Tine. Binecuvântează pe ascultători și dă-le, Doamne, credință să se prindă în de brațul Tău puternic, să se prindă de Evanghelia vie, de Sfânta Scriptură și să lase la o parte obiceiurile și tradițiile lumii acesteia. În seara aceasta aducem înaintea Ta acești frați. Te rog, Doamne, să binecuvântezi pe sora Goma. Femeia aceasta cere să ne rugăm pentru ea și pentru fiul ei, Pia, care se pare că are probleme. Doamne, răspunde, Doamne, rugăciunea acestei mame și fă ca acest copil să se întoarcă la Tine. La fel, sora aceasta dorește ca soțul ei să lase alcoolul și să Te aleagă pe Tine. Fă, Doamne, bucuria aceasta, ca să fie pace în familia aceasta și familia aceasta să dea slavă numelui Tău, pentru că Tu răspunzi. Te mai rog, Doamne, pentru sora Dorica. Dă-i sănătate, Doamne, cere sănătate. Privește, Doamne, cu milă și îndurare către ea și fă, Doamne, ca această soră să aibă sănătate în corpul ei. La fel pentru sora Luba. Are probleme de sănătate. Vindecă, Doamne, problemele acestea. Și fă ca aceste fiice ale lui Israel să se implice în lucrare și să câștige suflete pentru împărăția Ta. Te rog, Doamne, pentru Cristina. Își dorește ca soțul dânsei să vină la Tine, să Te cunoască, să Te accepte, iar casa aceasta să fie un colț de rai pe pământ. Doamne, împlinește, Doamne, dorința acestei surori. Pentru biserica din Romanești, Dâmbovița, oamenii aceștia cer să ne rugăm. Doamne, nu zăbovi și răspunde-le după credința fiecăruia, Doamne, și fă ca biserica aceasta să se umple, iar Tu să Te bucuri în împărăția Ta. Pentru Corina, Marius, Ionuț și Rodica, binecuvântează-i, Doamne, pe toți patru, cu ceea ce știi, Doamne, că au nevoie. Noi nu cunoaștem, dar Tu cunoști, pentru că Tu i-ai făcut, ai Tăi sunt. Pe Florin, dă-i, Doamne, sănătate și la băiatul acesta. Și fă, Doamne, ca să nu obosească în lucrarea în care este implicat și să câștige suflete și el pentru cer.
Doamne, te rog să binecuvânți mama aceasta din Anglia, care are o dorință și arde sufletul ei și Tu i-ai văzut lacrimile care au curs și sunt multe pentru copiii ei, băiat și fată. Își dorește ca acești copii să se întoarcă la Tine, să Te cunoască, să Te accepte și să fie bucuria Ta în împărăția Ta. Răspunde-i, Doamne, la mama aceasta și fă, Doamne, ca această mamă să aibă copiii câștigați și să se bucure cu ei în împărăția Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că ne asculți și sunt mulți, Doamne, care cer să ne rugăm pentru ei. Ascultă, Doamne, rugăciunile noastre și răspunde potrivit cu voința Ta. Lasă pacea Ta în seara aceasta în familiile noastre, iar acest mesaj să ajungă departe. Îți mulțumesc că ne asculți. Amin.